Făgărășenii care nu și-au plătit taxele și impozitele până acum cu siguranță o vor face începând de astăzi. Și asta pentru că în ultima ședință a Consiliului Local s-a aprobat un proiect de hotărâre care prevede ca toți contribuabilii care își vor achita taxele și impozitele până la data de 31 decembrie 2015 să fie scutiți de majorări de întârziere. Cele mai mari majorări aplicate făgărășenilor sunt la categoria auto, respectiv 500.000 de lei. La categoria clădiri, făgărășenii au strâns majorări de întârziere în valoare de 340.000 de lei și 100.000 de lei majorări pentru terenuri. De toate aceste sume, în primăria Făgăraș se va lipsi dacă acești făgărășeni își vor achita impozitul. Am decis să propun Consiliului Local și Consiliul Local a acceptat ca toate persoanele fizice, toți cetățenii Făgărașului, persoane fizice care dețin autovehicule, terenuri și clădiri, să fie scutiți de majorările de întârziere cu condiția ca toate datoriile restante de până la 31 decembrie 2015 să fie achitate integral, atât datoriile reprezentând impozitele și taxele de bază datorate pentru aceste trei module, cât și eventualele amenzi pe care cetățenii le-au primit în cursul anilor trecuți. Dacă se achită aceste datorii de bază, potrivit hotărârii Consiliului Local, vor fi șterse majorările de întârziere pentru aceste sume și cred că este o măsură de relaxare fiscală pe care avem posibilitatea să o aducem cetățenilor acestui oraș. Contribuabilii trebuie să se prezinte până la sfârșitul anului la serviciu de taxe și impozite, să-și achite obligațiile fiscale fără majorările de întârziere, iar apoi să depună la registratura primăriei Făgăraș o cerere cu actele justificative, respectiv chitanțe, ordine de plată sau note de compensare. Sigur, e o măsură de relaxare fiscală ce vine în sprijinul persoanelor fizice care oricum sunt de cele mai multe ori, mai cu seamă oamenii în vârstă, sunt foarte serioși și le plătesc la timp, dar totuși din multitudinea grijilor și problemelor și dificultăților pe care le întâmpină de-a lungul timpului și de-a lungul anilor, se strâng anumite datorii și acestea suportă majorări. Mare atenție! O condiție esențială de scutire de la plata majorărilor de întârziere este ca obligația fiscală să fie achitată în totalitate, până la ultimul leu, cu excepția majorărilor. Amintim că astfel de facilități au mai fost acordate și în anul 2013.